Păi e, și banii lui, și ei ură în bani. Deci care e supărarea? Și supărarea avem. Dar până unde voi să protestez? Mi-a primit declarația prealabilă. Cere prealabil, dar au spus că eu ne asum asupra mea răspundere, că orice e tot anunțat, nu dă-i bună. Să mulțumesc! Dar care e motivul? Nu, eu știu că ne-a dat point și mi-a indicat că este de la dispoziția primarului Ivan Ceban, este dispoziția Pâmpinou, Ministerul de Protecție. De azi, din 4 și 2, că 5 zile Pâmpinou. Da, 5 zile. E 49 nu se poate, dar... Nu, că poate să interzică, dar cine a cerut, autoritățile interesate? Cine a cerut? Au spus că e dispoziția primarului general Ivan Ceban, dar ne dă iar de nou să depun cereri în 13. Dacă am depus o dată, pe ce mă port două ori pe drum? Dă-i o dată, le-am spus. În 13, birou 13 sau din data de 13? În birou 13. Așa e formalitate, dar nu e necesar dacă protestezi singur, n-ai necesar de declarare prealabilă. Să-mi dă-i dispoziție și ea primarului. Am înțeles. Da. La dispoziție am înțeles că este și pe site-ul pe internet și acolo are și scrie că sunt interzise protestele pe 5 zile pentru că vine ministrul de externe al Ungariei. Dar și-o cerut oare ambasada Ungariei așa ceva? În limba rost poate înțeleg pe zăpasă-se că... Păi da, măi, dar cum se interzise toate protestele în tot Chișinău pentru că acela se duce la ambasadă, de exemplu? Da. Cum se interzise terți? Un anumit loc, un anumit traseu, dar și totuna trebuie să fie un anumit rang. Când vine un ministru de externe, nu mai este așa de grav. Când vine președintele, înțeleg, când vine... Ministrul economiei. Așa înseamnă, că da. Poate iei în cătălașcă. Poate iei, dar las-ne arăte dispoziția întâi, las-ne avertizeze, las-ne iei așa srazul. Oleg Chirvasteme, el polițist, fost bodyguard al lui Snegur și Semic l-a luat cu catalașca, dar e adevărat că o statul leac închis. S-o plâns frate, s-o plâns, plâns soră, s-a și-o stat închis un an. Și de-am steme de catalașca. Noi protestuim, dar nu-ați mordă, că nu e Moldova, nu-ați demăcate, e mordă protestavați. Vladimir Nicolaevici, vreau, nu duceți-vă și-a protestă. Nu-ați mordă, vreau și de zeamă, dar... Vladimir Nicolaevici Voroniu, spasibă-i mult! Vladimir Nicolaevici Voroniu, spasibă! Dar nu el a votat, parlamentul a votat! Lupul era atunci șef! Lupul era atunci șef de parlament! Dar lupul nu costa nimic, lupul, atunci avea 2 metri de bălbuci! Avea un vot, da, avea un vot! 2 metri de bălbuci nu contra nică! Dar contra Vladimir Nicolaevici! Avea un vot și el punea la vot chestiunea! Europa le-a cerut, Europa a votat, a insistat să facă legea cei 26, dar amu, iată, încalcă legea! Mulțumesc Europii, dar! Nu, un protest se interzice numai prin hotărâre de judecată. Da? Da. Este lege. Da. Se spate. Numai, Ion Ceban, dispoziția este de atacat, nu? Păi da, dă-ne dispoziția să o atacăm, e din și datei. Că cât ai, câte zile acolo în contencios administrativ poți să o ataci? Săptămână, mă, tine, nu știu, două săptămâni, o lună, da? 30 zile, da. Da, dar de-am până atunci trece data de 9 februarie. Deja da, mai contești. Da, domnul primar, eu sunt de râsul găștilor. Eu așa gândesc. De râsul găștilor. Eu tare nu cred că ambasada Ungariei a cerut măsuri de astea de protecție. Cred că e exces de zel al lor. Al lui Ion Ceban. Poate la indicat... Sau poate tot Doni a cerut. Poate. Că e înfrățit cu toate orașele astea, Tel Aviv, Bucharest, Cernăuți, Tbilisi. Uite, din România sunt 3 orașe, și Alba Iulia și Iași. Din ambele provincii importante, din Statele Unite, Sacramento, Grenoble din Franța, nu degeaba avem strada Grenoble la Botanica. Și încă și cu Ankara, capitala Turciei.
Dodon ar zice capitala Istanbul. Și ei ar trebui să fie apolitici, nu judecători. Da. Atunci când s-a început acelea, pe 27 septembrie, judecătorilor, au început acești socialiști. Eu am dorit. El e tot șef la CSJ sau da, altul da, acum? Nu, l-a scos? Da. Nu, că de-am s-au dat de cerere și s-au dimis din jur. La poale lungi? La poale lungi de multe, da, e avocat. A, el era în Curtea Constituțională, da. Nimeni n-a deranjat. Poale lungi, Lupu, Chetraru, stau la Curtea de Conturi, Lupu, Chetraru, ce fac oameni buni? Veghează banii zis, statului. Da. Lupul nazir la oi, cum se zice. Sau chimii. Au fost Maia Sandu la putere. Ce l-au luat lupul într-o parte, Chetran? De ce? Cât e protestat? Da, nu putem Maia Sandu, n-are putere. Hai, hai, dar Dodon cum l-a putut la oaltă? Dodon s-a unit cu pediștii și gata, el la putere. A trebuit în bază la statul capurat, o te vezi să dai tăi. Da, atunci așa spunea. Și nu iese nimeni de la primărie să întrebi și... Chetraru, furtul miliardului, cine-i primul la furtul miliardului? Chetraru, șef la cine are? El o zis că știe tot cine, cum a furat mai mult decât raportul Crol. Și Gurin era procuror general, spunea că știe cum se fură cu sacii. Și trebuie să răspundă și nimeni nu răspund. Dar unii frate lui Gurin? E România. Și era unul șef la Banca Națională, Drăguțanu. Dar taică s-au decidat, era judecător la Curtea de Apel. Da, mai mor oameni și nu trăim veșnici. Da, Gurin, tata lui Gurin. El s-a revoltat. Tata lui Gurin s-a revoltat la Curtea de Apel când dosarul meu cu 7 ani cu soare. Așa doi. Tatăl lui Gurin s-a votat, era cinstit, Dumnezeu s-a iert, era cinstit. Tatăl lui Gurin. Așa gândesc eu, era cinstit. El s-a revoltat, că mi-a trăsit 7 ani din soare, s-a revoltat. Nu, el zice că nu-i pe blatul, e pe zaconul a fost. Dacă un judecător a făcut odată pe zaconul și triță tras pe paniatie, mă, nu înseamnă că e bun. Nu, în cazul meu, el e... Bune, biserica se bucură, cumpere o luminare, mai faci o cheltuială. Dar și ei lans, Milinteanu și Iordan, mafioți. Și ei lans doi, Iordan și Milinteanu, mafioți. Iordan? Nu, l-am văzut în instanță, l-am văzut în colegi. Nu, îți pare că vici președinte, pe de l-am văzut săptămâna trecută, femeie. Ha, prin iată! Oleg, este cine din meu, Oleg. O, trăiți, noroc. Da, chiar mă așteptam că o să iasă cineva să vadă ce vrem, de ce protestăm. De obicei ceban e mai... Cine ceban? Da, de obicei măcar pe cazuhă face, da? Nu vede picioarele pământ, cum era mai așa. Da, unde biroul lui Matinga e acolo undeva, dacă ne ducem sub geamurile lui. Aici e sala de ședință. Da, acolo e biroul lui. Biroul lui de Mograda, nu-i de aici? Da. Zice lumea că se întrerupe, pentru că am conexiunea slabă, pentru că Mult Telecomul Uniten dă așa conexiune pentru prepei. Le dau 25 de lei și bat joc de giga meu de internet. Ei, dau 5 lume? Nu, de, pe un giga. Poți să-l cheltui și în 3 luni, dar mai zic că e valabil o lună. Păi ți-a uitat la transmisiunea live și a aflat de ce protestăm. A zis că ne asumăm responsabilitatea. Și iată, nu vine nimeni să ne interzică. Înseamnă că oameni buni ignorați dispoziția lui Ceban, că dreptul fundamental, libertatea de exprimare, și dreptul la întrunire nu poate fi anulat pentru o dispoziție de primar bolșevic. Eu să pot că e ilegal. Eu să o caut pe site-ul primăriei și poate o contest, o dau în judecată. Nu a făcut un abuz, ce bani mă ia? Abuz? Da, eu cred că e... Dosar penal.
Oare cine i-a cerut lui interzicerea tuturor protestelor? În tot Chișinău și în municipiu, ea ca nici la Trușeni n-am voie să mă duc să protestez. Da. Posibil, sau la Cricova. Caut-o numai decât. În curte. Da. Adică și partea și elaltă. Dar să nu zic că e teritoriul primăriei acolo. Da, 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 dar noi avem dreptul să protestăm în afara incintei, nu în incintă. Dar în curte e tot afara incintei. Să vezi că până o să ajungem acolo, de-am o să ne aștepte cu... Dar poate mușii ies pe aici. Cu paznici. Și o să îmbrișa să ne caute. Da? Alte dăți, nu azi. Oi! Da, cum? Și ne spunem părerea noastră. Mai ales când nu vor să asculte. Și mai ales cât avem acces la internet. Cam așa să ne-l tai. Cum tai Putin, ăsta e și tot. Bine. E alt secol de-am, nu-i ca pe timpul lui Beria sau lui Stalin. Dar nu te lăsa nici 5 minute să protestezi, imediat te băga în catalașcă vorba lui Oleg. Până am câștigat câteva dosare la CEDO și de atunci de-am poliția nici nu s-a apropiat de noi. Dar pe alții tot îi intimidează, că am văzut ce vă făcea vouă ieri. Nu v-a lăsat cu cortul. Dar și firmă de stat sau o firmă privată și-o luat ca paznici? Trebuie de uitat. Că s-ar putea să fie conflict de interese. Așa-i? Firmă privată, da? Bercut. Stai, nu-i mașina lui Ceban? A cui Toyota asta așa bengoasă? Cu și mașină mi-a zis Ceban? Că doar nu umblă cu bicicleta. Să vezi cu și mașină. Și de ce nu l-a filmat sau nu l-a denunțat la poliție? Ești căcășioș. Și era? Păi da, dar îl filmez când iese, el nu era cu mașina în bar. Era ceva, era Leminski. Oho. Dar cine o știe care e? Te chiar tu acum a distrus toaleta publică și a făcut 4 locuri de parcare. Și avea 100 de ani toaleta și... Vedeți casa ce e? Doar e în centru istoric. În curte, da? Da. Și casa l-a blocat. Știu. Da. Uite cum îl cheamă. Berlinski, mă ating. Berlinski, da. Nu știu cum Berlinski. Nu-i așa îmi pare. Da. Și asta tot a fost al Popa, lui Igor Popa. Da? Igor Popa de la oameni. Dar te-am văzut ieri cu Igor Popa, era în față, a intrat la el în audiență sau ce? Da, am intrat tot cu frate, a fost bătut frate, un an jumătate în urmă, și nu se rezolvă nimic la țăcare. La mine în curte, acasă... Eu cred că aici e birou lui Ceban. E că aici s-a reparat, care cu jaluziele. Aha, care s-a arătat amuie, da. Da, 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 ia uite, geamurile salve, vezi? Da. Are aproape 120 de ani clădirea asta. Și eu pus termopane acolo, sau e lemn acela. Da, dar și-au făcut reparație numai lui, dar alături, uite, clădirea se prăbușește, cad pietre peste pietoni. Și pasă lui. Și el are birou despre paradisului, despre magazinul ăsta de bijuterii. Da, aici e cum îmi place.
reparație, da, da, e aici. Aici sunt de reparație, când am fost în totul statul ultimul. Cum ai putut să interzici protestul? Toate protestele, cum poți să le interzici, bolșevicule? Aia e poate secretara, poate cine știe și acolo. Deci crezi că e biroul lui acolo? Dacă ce era reparația? Când eu am intrat asta, mai ce era reparația, da? Care e mașina lui? Care fi mașina lui? Merțanu și ăla? Kia asta? A, să știe el mașina, întreabă. Poate știe. Tăsarul e tare informat. De când faci investigații cu nevastă. Suntem în curtea primăriei Chișinău. Iată, chiar dacă nu e ce bani la loc, în biroul lui arde lumina. Și îi pasă, dar nu plătește din banii lui. Plătește din banii noștri. Parcare rezervată, fericit. În mijlocul orașului oamenii n-au unde parca. Dar aici, iată, unul comerțan a ocupat două locuri de parcare. Sau acela cu cheia. Două locuri de parcare. De fapt, între două uși nu putea să oprească ușile. Acela e că au pus în fața ușii. Da. Nu ți-a dat pensie? Ai primit pensie? Da, și trebuie bani, emble cu troleu, ai reduceri sau cum se cheamă, gratuități. N-ai cu tine, cum n-ai? Nici ca pensionar, nici ca fost angajat mai... Știți că comerțanul ăsta e al lui? Clădirea asta trebuie demolată. Nu, trebuie reparată. Cum să o demoleze? E monument de arhitectură. E monument de arhitectură. Ai vezi că el și-a reparat biroul. Rămâne el cu biroul deasupra paradisului. Acolo e magazinul acela de bijuterii, paradis. Este ce bani la lucru? Dar și încălcați. Și ne-au zis că ne interzice. Păi dacă ne interzice în fața primăriei, înseamnă că se poate în spate. De ce nu în ugradă? Dar eu n-am cerut, eu am anunțat că vreau să protestez. Asta se cheamă declarație prealabilă, nu cer nică. Hai în fața primăriei. Dumneavoastră ați cerut în fața primăriei? Alo? Noroc. Nu, dar uite că este pe site. Site-ul primăriei. Am cerut, dar uite că trebuie să facem scrisoare la secretariat, la cancelare. V-am cerut. Hai înainte. Păi uite, eu zic că faci de mers în scris sau îl iei de pe site? Curtea primăriei. Vezi pe adresa aceea, întruniri.chisinau.md. Nu în curtea primăriei. Da, da, e grav, dar ții minte că făcea și chertoacă de-aia astea. Da, poate drugul lor de la Budapesta le-a cerut asta.
Putem să încerci la ambasada Ungariei să protestăm. Trebuie să protestezi, să vă apropiați de domnul polițist și spuneți, domnul polițist. Vezi, intră pe site-ul lor. Să invitați intră pe site-ul lor. Care să răspundă la întrebările. Bun, noroc. Care noi nu suntem de acord cu asta, nici cu asta. Mătă, nu te apropii. Care întrebare? Deși învinuiesc pe cineva, domnule, dar nu faci pasul. Dar noi protestăm unde vrem. Da. Mătăle, unde e pus declarația acolo? Dar eu am spus, hai să venim în pașie, pentru că asta e capriciu matare. Da, asta e protest spontan, pentru că nu au vrut să ne dea declarația lui Ciobanu care interzice protestele. Să ne dea declarația. Ciobanu, dă-ne dispoziția să o contestăm, impostorule! Veniți cu cătușele, de mult n-ați pierdut la CEDO. Veniți cu cătușele, cu catalașca. Oleg vrea să plimbe și el cu catalașca. Eu m-am plimbat cu 15 ani în urmă, dar el nu. Ai stat închis un an, da. Te-o reținut vreodată, Maria? Doamna Maria, te-o reținut vreodată? Numai atât cât ai stat arestat o lună. Păi da, și ce să ne potrijim lor? Dar n-am stat în fața primăriei, n-am protestat. Cerințele, da. Cerințele trebuie să fie legale, nu mofturi. Nu, trebuie să fie. Nu e legal nimic acum. Trebuie să fie cerințe legale. Cerințe legale. Da, domnul, care e cerința legală? Noi în loc să avansăm, dar noi degradăm. Cerințele colaboratorului de poliție. Ademă. Unde se amendează? Spune cine ești, spune care e temeiul când ne alungi de aici. Temeiul legal, nu așa moft. Eu nu vă fugăresc, eu vă cer. Păi da, de cine ceri asta? De ce? Baza legii. Lăsați baza legii. O cerut ce bani așa? Da. Trimite-l ce bani la plimbare. Contravențional? Așa. Nesupunerea cerințelor legale. Așa, care-s cerințele legale? Care-s cerințele legale? Care-s cerințele legale? El nu știe, dar eu nu vreau să mă supun mofturilor lui. Hai că e la dutărie, Oleg. Taman că e ambiția mea să rămân aici până nu vii cu argument legal. Oleg, dacă te îndute. Nu mai scoți la pușcărie. Da, nu mai scoți la pușcărie. Dacă nu tu, ștem urmărit în pușcărie. Să ne dea dispoziția, să o contestăm în instanță. Comunistule! Vrem dispoziția, să o contestăm în instanță. Vrem o justiție corectă. Mă puteți spune să dai dispoziția primar care din care spune dacă nu vrea, nu. Eu nu găvărit. Dă-i indicația. Îți dai dispoziția, eu vreau să tăi și nu te... Eu nu mai iau hârtie, s-a terminat hârtie. Ei, nu. E ceva ilegal. Chiruanda! Chiruanda! Vici primarul! Și să așteptăm o lună să ne răspundă prin cancelarie, nu? Și să-ți treacă data din nou. Ei, da, bun. E că noi vrem așa în stradă să protestăm. Și este Constituție, articolul 34, da, dreptul la întrunire. Da, da. Și este legea 26, dreptul la întrunire. Și este Convenția Europeană, articolul 11, dreptul la întrunire. Siu! Pe loc repaus. Constituție, articolul 34, când depuneți cererea cu dreptul la întrunire. Nu e nicio cerere, se cheamă notificare, dar noi suntem 3 oameni. Ăsta e protest spontan. Până la 50 de oameni nu trebuie nicio notificare. Uspăcoise-a, legea 26. Nu, din 2008. Străduși pe loc repaus. Pe loc repaus. Lasă el îi bun bălțistă. E bun, dar văd că ține de capul nostru, vrea să devină vedetă. Păi da, el se bazeze pe lege, nu pe indicații. Se bazeze pe de-a mare pensie și-i fericit. Se bazeze pe lege, nu pe indicații. Domnule, el o să mă bușcării, nu vine cu camera, eu știu bușcării și tu nici nu mă știi. Telehronitel. Telehronitel ești. E ca Maria e mai curajoasă decât Marta. Nu vreau să polițist. Mata ai stat un an și ești mai pățit, dar i-au stat o lună. Polițist n-ai probleme, polițist n-ai probleme, nu vreau. O făcut rău că m-a băgat la pușcărie, dacă nu m-a... Te-a înrăit așa. Dacă nu m-a băgat la pușcărie, eram cu minci. Eu ți-am ascultat. Domn Tudor. Da, gata, da, te-ai scos. Te-ai scos. Am uscoate pistolul. Am uscoate pistolul. Dar n-avem nicio pretenție, gata, ne-ai avertizat, am uscoate pistolul. Nu mă ies, zic. Nu, și să mă înjuri ca după aceea zici că nu mă înjură? Da. Vreau să-i spui ceva necenzurat, cred că. Chiruanda, pe unde-i Chiruanda? Vici primar, nu, pentru că nu crești necenzurat, nu. Nu, bălțiți, nu.
că e timpul protesta, ne-am învățat că la Ivan Ceban. Slavă cu mine. Dar așa s-o iei, n-au voie să Nu cred. El e cu minte, el din contra a încercat să ne oprească și a făcut datoria de polițist. De fost polițist. De ex-polițist. Pensionier. Și drujbani pe aici. Oamenii asta vă la Na și eu zic asta, Merțanul ăsta e mașina lui Ivan Ceban, da? Ei, da, e asta e. Cum îți numeri? Și, și, și. Ivan e Ceban, deci dacă e capa, nu? Chișinev, Vania, C. Vania Ceban. Crutoi, Vania Crutoi. A, Vania Crutoi, da. Cruce Ivane Crutova, netu nicăvă na spete. Ne-a spus că ne-a furat garajul, apoi Vania Ceban a dat indicație să accentul să nu transmite emisiunea cu ne-a furat garajul. Și de așa e? Nu, văd ies Vania Ceban, izvinit, Igor Nicolae Zidon. Nu, dar trebuie să fim. Dar pe ce treabă are Ivan Ceban cu televiziunea acțională? Da, televiziunea e liberă, așa. Da, nu e liberă, nu e liberă, nu, nu. Da, cu interviu. O, ești filmat, al centă vei era la comuniști, la socialiști. Și-o filmat, dar nu a dat pe post, da? Da, un slag cent, ai un slag cent. Dacă nu, nici pro TV, nici și l-a filmat, glavne, că... Și-am filmat atât eu cu mine, și-am pus la... Nu mă la curaj, nu l-a cumpărat de nimeni, dar pe Ivan Ceban l-a cumpărat ușor el. Așa, știi, cu, cu o butulcă de jină și cu... Dar el așa, că plăcintești cu jină. Nu, eu știu, conești, dar nu, pe dișovchi, pe nu, am văzut că pe dispoziție scrie acolo, adresați la mama. La consilieră, adică e Eugenia Ceban. Câteta să rezolvăm cu mama. Maica. Dacă e bună. La comuniști. Rezolvă ghinii, ascultătoare. Te-au amendat pentru proteste? Da? Nu. Bă, cum de? S-am dat nici amuna să ne amendeze. Doar ne-a amenințat așa să ne sperie și să ne încerce de minte. Da, să ne încerce de minte. Dar eu acolo ne mai trimit, eu acolo stau. Și Oleg, și aș trebuia să se atacă la judecată dacă ne amendeze. Dar normal. Uite, Maria ce râde. Știi câte amenzi am avut pe timpul lui Voronin? Fai de capul meu. Dar poți cuciți la ce doar niște capiciile? N-a să te lasă, instanțele moldovenești n-a să te lasă. Da, să anuleze și gata. S-a spăriat copilul ăla. Așcat copii ce în curte, nu? Îmi glumesc, nu-i copilul ăla, fetița ce. Așa vrei copii, n-au dreptul cu părinții. Acolo ce bancă cabinetul. Văd că arde lumină, chiar dacă el nu e acolo, de ce arde lumină? La chertoacă acolo era cabinetul. Și la lui tot acolo. Acolo se face reparația stoamnă. Deci nu au făcut cu geamuri înspre stradă, ca să nu deranjeze traficul.